Studenții de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor au cunoscut-o astăzi pe Mihaela Raicea. Ea a fost șefă de promoție și le-a povestit acestora despre parcursul său pe băncile instituției de învățământ. Mihaela Raicea a fost un exemplu pentru colegii săi de an. Studenta silitoare își aduce aminte cu plăcere de clipele minunate din timpul facultății. Am studiat audit și management financiar contabil pe ciclul de master și contabilitate și informatică de gestiune pe ciclul de licență. La momentul actual lucrez într-un grup de firme de construcții. Mă ocup în principal de partea de resurse umane, chiar dacă am terminat contabilitate și audit în facultate. Fac și o parte din contabilitate, atât cât îmi permite timpul. Eu am fost oarecum omul extremelor. Am terminat în liceu filologie, am fost pe partea umană și după m-am gândit că ar fi cazul să schimb, pentru că nu îmi plăcea chiar atât de mult. Eram mai mult atrasă de partea practică, de lucrurile clare. Așa am hotărât să dau la contabilitate în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor. Am început oarecum puțin timorată, că n-o să mă descurc, o să fie greu, dar pe parcurs mi-am dat seama că numai dacă ai încredere în tine, dacă ai voință, o să reușești. Mihaela Raicea a fost șefă de promoție. A muncit mult să ajungă pe respectiva poziție, dar nu a regretat niciodată. Am avut parte de profesori foarte bine pregătiți, care au avut încredere în noi, ne-au sprijinit pe tot parcursul pregătirii noastre, ne-au ajutat să înțelegem, să depășim neclaritățile, ne-au oferit exemple din practică, să ne apropiem, astfel să ne apropiem mult mai ușor de mediul de afaceri, să-l înțelegem, pentru că veneam din liceu, nu aveam nicio treabă, mare parte dintre noi. Am luat parte la stagii de practică. Ăsta a fost primul meu contact cu mediul de afaceri. Ulterior am terminat facultatea, ciclul de licență. Mi-a plăcut și am continuat cu asta. Am făcut la master audit și management financiar contabil. La master cursurile aveau loc după amiaza. Îmi rămânea foarte mult timp liber și uite așa am hotărât să-mi caut și de lucru. M-am angajat din perioada masterului la un grup de firme de construcții, nu pe contabilitate, ceea ce făcusem eu în licență, dar pe resurse umane. Practic are o mare legătură cu ceea ce terminasem, este în domeniul economic. Sunt și acum la acea firmă de construcții, mă ocup tot de partea de resurse umane în principal, până la salarizare. Activez și eu în prezent la aceeași firmă de construcții, mă ocup preponderent de partea de resurse umane, și anume închei contracte de muncă, editez adeverințe, acte adiționale, transmit în registrul unic de evidență a salariaților și pe lângă asta, cât îmi rămâne timp liber, îmi ajut și colegele pe partea de contabilitate. Practic există o legătură și cu ceea ce am terminat în facultate. M-a ajutat destul de mult facultatea. În primul rând, de aici am plecat cu un bagaj destul de mare de cunoștințe și nu neapărat pe contabilitate. Am plecat cunoștințe de management, de marketing, la firma la care sunt acum, le-am pus în practică. Am făcut oarecum legătura între teorie și practică, între facultate și mediul economic. Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității din Craiova este locul cel mai reprezentativ pentru tinerii care în prezent doresc să îmbrățișeze o carieră profesională în zona economică, deoarece sprijină atât studenții, dar cât și absolvenții acesteia în dezvoltarea pe de o parte profesională și pe de altă parte și personală.
Și în acest sens aș vrea să punctez pentru studenții facultății noastre. Avem peste 100 de parteneriate încheiate cu mediul economic. Aici este vorba despre firme din zona privată, chiar și multe companii multinaționale care operează în regiunea noastră. De asemenea, multe parteneriate cu instituțiile publice din zona administrației centrale, dar și locale. În felul acesta, studenții pot să capete experiență încă din primii ani de facultate și să aibă un contact cu tot ceea ce înseamnă piața muncii, cu ce înseamnă momentul în care ei vor deveni economiști și își vor căuta un prim loc de muncă în zona economică. Pe de altă parte, încercăm să dezvoltăm pe lângă educația lor curriculară, așa cum este prevăzută în disciplinele pe care le studiază la diferitele programe de studii pe care le avem în oferta educațională. Încercăm să le dezvoltăm abilitățile prin multe alte activități și proiecte extracurriculare și non-formale, îndeosebi în zona competențelor antreprenoriale. De ce nu? Pentru că un absolvent al facultății noastre poate să își deschidă propria afacere încă din primii ani, poate, de studenție sau după absolvirea facultății și mai mult în această perioadă când există foarte multe programe pe fondurile structurale în care pot fi accesate resurse financiare pentru dezvoltarea unei afaceri, încercăm să îi învățăm despre acest domeniu al consultanței și al managementului proiectelor europene și proiectelor guvernamentale, astfel încât ei să fie capabili să elaboreze documentația necesară și să implementeze cu bani europeni sau bani de la Guvernul României aceste proiecte și, bineînțeles, în cadrul lor să poată să-și dezvolte chiar start-up-uri, adică o primă afacere care apoi, cu resursa financiară inițială, în anii care vor urma să poată să fie dezvoltată și să fie, de ce nu, o afacere sustenabilă. Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor vine în întâmpinarea tinerilor cu următoarele domenii de licență: cibernetică, statistică și informatică economică, contabilitate, marketing, economie și afaceri internaționale, finanțe și management.